Azi, 25.01.2018. Mesaj al meu Maestrului Luminării și Echilibrului către președintele României Claus Vernes Iohannis, către parlamentarii PSD ALDE din Parlamentul României care au majoritate și către guvernul Viorica Dăncilă care va fi acceptat de Parlamentul României. Deci vreau să spun că eu, Bogdan Iviorel, îmi mențin declarația făcută în așa fel, așa cum a declarat și primul ministru Mihai Tudose și ce a reprezentat guvernul Tudose PSD ALDE, și anume că sunt de acord ca Palatul Elisabeta să fie închiriat Principesei Elisabeta și nu dat pe 49 de ani. Pe următoarele motive. Primul motiv este că dacă se va da Principesei Margareta Palatul Elisabeta pe 49 de ani, va trebui să se dea fiecărui copil de președinte același favor să facă. Și dacă, de exemplu, se va hotărî să fie ales un nou rege a României, acest rege nu va putea ocupa Palatul Elisabeta, pentru că deja este dat de Principesei Margareta pe 49 de ani, cu aprobarea guvernului Viorica Dăncilă, cu aprobarea Parlamentului României PSD ALDE și cu aprobarea președintelui României Claus Vernes Iohannis. Spun acest lucru dacă dânsii vor fi de acord și vor da pe 49 de ani. Deci vă rog, cei menționați de mine, să nu profitați de bunătatea poporului român, de bunătatea cetățenilor României. În timp ce cetățenii României mor prin spitale, ori se îmbolnăvesc că nu au ser antirabic atunci când sunt mușcați de câini în unele spitale, că nu au acest ser, noi, adică dumneavoastră, cei care conduceți România, încercați să faceți favoruri. Dar nu întrebați și cetățenii României ce vor. Pentru că banii sunt ai cetățenilor, nu este nici al președintelui României Claus Vernes Iohannis, nici a parlamentarului PSD ALDE, nici a guvernului Viorica Dăncilă. Trebuie să țineți cont de acest lucru. Nu puteți decide dumneavoastră cu banii poporului român. Poporul român are nevoie de bani în sănătate, în educație, în cercetare. Deci, îmi mențin declarația și spun să fie dat Palatul Elisabeta închiriat Principesei Margareta pentru că a locuit acolo, dar să plătească așa cum plătesc toți cetățenii României. Chirie, dacă dorește. Pentru că Principesa Margareta are și alte proprietăți. Deci, nu avem monarhie în România. Principesa Margareta nu a fost aleasă regină a României sau nu avem rege încă a României și nu putem face asemenea lucruri. Vă rog, cei menționați de mine, guvernul Viorica Dăncilă, parlamentarii PSD ALDE din Parlamentul României și președinte României Claus Vernes Iohannis, să țineți cont de sfatul meu. Că pe urmă o să vă întrebați de ce protestează poporul în stradă. Pentru măsurile pe care le luați voi, le aprobați voi. De-aia protestează cetățenii României în stradă. De aceea vă rog să fiți atenți atunci când votați asemenea legi.
Fie ca eu, Bogdan Iviorel, din România, Muncislobozia, județul Ialomița, să fiu ales nou rege a României de către guvernul Viorica Dăncilă, de către Parlamentul României, de către președintele României, Claus Venes Iohannis. În așa fel, Palatul Elisabeta să revină regelui României și nu principesa Margarita. Pentru că este bunul de drept al statului român. Și regele reprezintă statul român. Mer ca ba. Om so hum. Om mani padme hum. A mi n.